Bună ziua, bun găsit la Daily Briefing, ultima zi a săptămânii, o zi cu mai multe intervenții din partea banchilor centrali și a unor oficiali ai băncilor majore. Înainte de a trece mai departe la discuția noastră, însă important de reținut că discutăm opinii, nu recomandări de tranzacționare și instrumentele financiare includ un risc semnificativ, mai ales când vorbim despre levier, efect de amplificare, a poziției nominale pornind de la o marjă depusă ca garanție. Să trecem la un euro-sd. Cred că își merită primul loc în analiza noastră. Un grafic destul de violent în ultima perioadă, pentru că am pierdut peste un procent. Dacă luăm în calcul vârfurile anterioare dinainte de corecție, vorbim de... Mișcări și mai largi, apropiate de 1,5%. O mișcare destul de consistentă într-o piață, într piață lichidă precum cea a euro-dolar. Există su suficiente motive de ordin fundamental care ne-au condus aici și există o perioadă de reevaluare aici pe care nu aș vedea-o a fi încheiată. Din punctul meu de vedere, această structură tehnică, aparent de consolidare, poate să ducă și la o reversare pe termen scurt. Ca, ca disclaimer însă, poziția mea este net orientată descendent în, în, perioada, în perioada actuală și este însă o abordare pe termen lung și foarte lung. Pentru că Pentru că Haideți să discutăm acum peisajul mai larg și apoi trecem la ce s-a întâmplat mai recent. Haideți să vedem din nou un grafic weekly. Un grafic săptămânal ne arată o apropiere periculoasă de nivelul de 1.05. O serie de indicatori de sentiment par a merge însă împotriva unei spargere a suportului menționat chiar acum. Pentru că s-ar putea bănui că o bună parte din optimismul referitor la dolar și pesimismul referitor la euro este inclus în prețuri. Avem inclusiv din partea unor care se uită la valoarea fundamentală pe principiul Purchasing Power Parity, paritatea puterii de cumpărare, estimări cum că euro este subevaluat și pe aceste modele economice clasice, euro este subevaluat dar în momentul în care ai fluxuri financiare care domină, când ai o divergență în creștere între randamente, este posibil ca pe termen scurt, și pentru un economist termen scurt înseamnă cu totul altceva decât pentru un trader, termen scurt poate însemna 3 luni, 6 luni sau chiar și mai mult într-o perspectivă macroeconomică, în timp ce pentru un trader vorbim poate de două ordine de mărime mai, mai puțin. Câteva zile sau chiar mai puțin. Așa că aș spune că un dezechilibru din perspectiva economică și mai adânc între valoarea dată de modelul parității puterii de cumpărare și valoarea de piață se poate, se poate realiza. Din punct de vedere al tendinței tehnice, claritatea unei structuri depinde de mai mulți factori și depinde și de durata de formare relativ la durata anterioară. Vorbim de aspecte relative. În funcție de time frame și în funcție de de amplitudinea mișcărilor anterioare poți să spui dacă o consolidare este suficientă sau nu. În uh, momentul de față, un astfel de grafic al Euro mi se pare mai mult decât suficient dacă este să avem o consolidare clasică. Deci dacă ar fi să fie o formațiune de manual, am avut două testări descendente, definitorii, apoi câteva pregnante în sens, în sens ascendent, uh, în, uh, Vara lui 2015 și apoi primăvara lui 2016, petanul este ca și complet. Avem motive fundamentale de a vedea în zilele, săptămânile următoare, deci nu vorbim de intrare neapărat, un breakout sub 1.05 pe care l-am luat de nivel de referință, dar dacă vrem o confirmare, probabil că sub 1.0466 ar trebui să coboare piețele avem un asemenea context fundamental? Păi, ne gândim la Janet Yellen, ieri aproape că a promis că în decembrie va fi majorată dobânda, ceea ce aștepta toată lumea. Ne gândim la Italia, referendum, ne gândim la alegeri mai întâi în curse primare și apoi în cursa prezidențială în Franța. Ne gândim la negocierile pentru Brexit care, până una-alta, au propusat euro în raport cu lira sterlină, dezavantajând astfel, în primă fază, instituțiile exportatoare din Europa. Ne gândim la asimetria interacțiunii cu China și la programul noului președinte, care ar putea, deci, să penalizeze în mod indirect Europa mai mult decât Statele Unite. Și avem destule motive. Întrebarea principală și cea care induce incertitudinea, de fapt, este cât din această realitate este deja transpusă în piață. Și nu putem avea decât niște valori indirecte. Ne putem uita la poziționarea speculativă, pozițiile net short raportate de de bursa futures din Statele Unite unde se tranzacționează euro-dolar pe futures, altfel nu ai, nu ai obligații de raportare, n-ai de unde să extragi date. Bineînțeles, aceasta nu este toată piața, este chiar o bucată mică din piață, dar te poți orienta de acolo. Și în rest trebuie să, să folosești... Uh, istoria, experiența, intuiția uh, și uh, uh, bucățile de informație relevantă, fie ele de ordin politic sau economic, pentru, pentru a te orienta. Uh, un astfel de grafic săptămânal mie îmi induce un, uh, un semnal de, de pericol semnificativ de breakout. Nu știu cu certitudine dacă va fi sau nu această spargere. Cred că în general nu avem certitudini și în general nu avem nici măcar probabilități ferme, probabilități majore. Dar avem probabilități care înclină ușor sau mediu, poate într-o anumită direcție. Foarte rar avem probabilități pronunțate. Aici mă gândesc la o probabilitate de spargere în următoarea săptămână, două săptămâni, deci noiembrie, poate până în începutul lui decembrie, o probabilitate ușoară spre medie. Deci nu vorbesc de 51%, vorbesc de ceva mai mult. Așa mi se pare că se profilează piața. Dacă o să mă uit pe datele recente, nu vreau să le considerați ca argumente, deci discuția de acum înainte nu mai reprezintă un argument pentru mișcarea pe termen lung. Încercăm să analizăm ce s-a întâmplat recent și ce se poate întâmpla în sesiunea de astăzi. Am schimba timeframe-ul, trece pe, un, pe unul mai apropiat. Și acest timeframe apropiat este conștiința traderilor a unei majorări de dobândă în decembrie, nu mai este news aici, dar uh, digestia câtorva date macro de ieri uh, și decriptarea mesajului Yellen în sensul în care poate că vom avea nu una, ci două majorări de dobândă anul viitor. Și astfel probabilitatea pentru, uh, pentru luna iunie a devenit uh, uh, peste 50%, deci iunie, nici măcar iulie, peste 50% să avem până atunci două trepte. Deci una în decembrie și încă una pe la jumătatea anului. Lucru uh, diferit față de interpretarea anterioară și justificat prin prisma cifrelor macro, adică CPI 0.4% conform așteptărilor, core CPI 0.1%, ceea ce înseamnă un puțin mai slab decât așteptările, dar nu vorbim de diferența aceea majoră pe care ne-a indus-o producer price index, core PPI minus 0.2 față de plus 0.2, diferență de 0.4 puncte, aici față de așteptări 0.1. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, dincolo de trendurile mai largi ale inflației pe termen, pe termen mediu și lung, înseamnă că, deocamdată, scăderile prețurilor, prețurilor la nivelul producătorilor nu sunt transmise către consumatori. În ce condiții se întâmplă asta? În condițiile în care ai cerere. când consumatorii se bat pe produse, nu trebuie să concurezi prin preț și atunci nu ai transmise mai departe ieftinirile de produse la poarta fabrici. Pentru că îți dorești ca marjele tale de profit să fie cât mai mari și e, e o lege economică, este natural. Acest lucru arată însă că între datele de joi PPI și datele de miercuri sunt foarte bune. Mai, mai relevante în conștiința piețelor sunt sunt datele de de, de miercuri, datele pozitive. Și cumulate cu cele din piața imobiliară building permits. 1,22 milioane față de 1,19 sau 1,20 rotunjit așteptate. Um, housing Starts, 1,32 milioane față de 1,15 așteptate. Um, avem în plus Weekly Jobless Claims, 235.000. Acesta a fost chiar vârful, aș spune, vârful raportărilor entuziaste de... Uh, <coughs> de ieri. Trebuie să mergem mai mult în spate decât ne permite un, uh, un calendar clasic. Uh, Spre exemplu, haideți să ne uităm pe un Forex Factory, dar scurt, pentru că sunt lucruri de discutat și timpul ne cam presează astăzi. Uh, Forex Factory ne oferă uh, un grafic. pentru ultimii ani, dar uh, haideți să vedem dacă se încarcă, ok. Se încarcă în, în timp, dacă, dacă tot faci zoom out și dai un pic de șansă uh, să încarce datele. Iată valorile din uh, 2006-2007. Am văzut la un dat un 2.37, dar e greu, e foarte greu de găsit. Deci suntem la niveluri extrem de coborâte. Uh, mai puține cere de ajutor de șomaj înseamnă o piață a muncii destul de strânsă. Acest indicator, dincolo de toate celelalte aspecte, labor force participation, care nu arată la fel de roz, acest indicator în sine ne spune, ceea ce a recunoscut și Fisher, ceea ce recunoaște și Janet Yellen, că economia este aproape de uh, full employment. Ei nu spun este la full employment, fiindcă, unul, nu poți să știi cu certitudine vreodată că ești acolo, decât poate în, privind în urmă. Și, la al doilea rând, dacă ești la full employment, de ce n-ai majorat deja dobânda de și de mai multe ori? Uh, deci, ai, uh, ai uh, câteva riscuri, bară costuri din această, din această, perspectivă. Dar datele macro de ieri, în maniera agregată, sunt net pozitive. Apoi, pentru Statele Unite. Apoi, astăzi în Europa, contul curent surplus 25,3 față de 31,3 așteptat. În afară de Germania, nu prea mai lucrează prea multe, prea multe alte state la acest surplus l-am avut pe, pe Draghi cu o poziție relativ dovish, deci mai puțin mai puțin curajos la adresa economiei și astfel am avut condițiile pentru Draghi nu a mai pus umărul la depreciere și de încă se gândește ce are de făcut pe termen scurt, dar condițiile de ieri a fost cheia pentru pentru un, uh, un declin, începând cu ora 5 și continuat ulterior, asta a fost stabilă. Pe termen scurt nu m-ar surprinde o revenire spre 10626 sau 10650, mai sus, am avea chiar 1.0666 sau 10680. În aceeași logică, trendul ar rămâne descendent însă și aș face linia să arate așa. Deci, unind vârfurile, pentru că acum avem suficientă vechime, rămânea cumva suspendată și prea mult, prea mult spațiu alb deasupra, așa este mai în regulă. Și înțelegem că și 680 înseamnă tot spațiu sub linia de trend, nimic spectaculos. Dinamică laterală care, aș spune eu, aș înclina strict speculativ, aș înclina să... să să zic că are o șansă ascendentă. Dar, în perspectivă, sesiunea de astăzi și sesiunile următoare pot aduce alunecări suplimentare. Sub 584 avem 544 și apoi trebuie să ne uităm mult în urmă sau să folosim niște tehnici de proiecție. Mult în urmă implică și un risc de imprecizie. Așa că o să folosim tool-ul nostru de tip crosshair pentru a vedea 520 și 462. Haideți să le și plasăm. 520 era. Și 462 dacă reținem bine. Să vedem dacă putem să plasăm așa fără să tastăm. 618 e ok, este regula. Deci, acestea sunt nivelurile majore. Nivelurile intermediare putem obține și prin tehnici de raportare la peternurile recente, de exemplu, 586-610 ar însemna cam 24 de, de pip și din 586 ar însemna 562 foarte, foarte orientativ nu merită o linie continuă, un asemenea nivel, dar nici nu putem pe o linie indirectă, putem doar să o facem mai slabă și mai, mai palidă, ceva în genul acesta. Cam așa, 10562 dacă mergem sub minimele recente. Tendința mai largă, fie că avem un bound, fie că alunecăm direct, tendința mai largă rămâne descendentă în, în orizontul mediu. Era un bun material, da, acesta despre discursurile programate astăzi, l-am avut deja pe, pe draghi și pe Weidman, Mai îl mai avem pe, deci de fapt ar trebui să fi, să fi apărut deja în 3 de stock Bullard sau Mechler de la SNB din Elveția, dar mai ales după amiaza, George, Dudley și, și Kaplan de la Fed începând cu, începând cu ora două și jumătate. De ce sunt relevanți acești vorbitori? Nu pentru luna decembrie, ci pentru pașii următori. Deja, piețele privesc dincolo de momentul decembrie. În trade stock, ia să vedem ce a spus Broadband. deci nu văd ceva de la Weidman, înseamnă că nu e, nu e relevant, ar fi fost pe aici sau în trade stock sau în uh, news, adică uh, preluat din Tradebit. Uh, broadband uh, tehnic posibil să, să compensezi să compensezi uh, inflația datorată deprecierea monedei cu o, o majorare a ratei de dobândă de 0,5%. Uh, nu știu cât de bine a fost primit asta pe dira ia să vedem. Uh, deci, 11 și 11, a de foarte scurtă vreme, este un, uh, un aspect care ar trebui să ducă la precierea GBP-ului și văd că obține un, un efect uh, uh, limitat deocamdată. Altfel, calendarul financiar include doar niște date din Germania deja raportate, Producer Price Index mult peste așteptări la 0.7% și un indice anticipativ din Statele Unite la ora 5, Conference Board Leading Indicator, se așteaptă plus 0.1%, nu este dintre cele mai, cele mai monitorizate. Avem... Deci, un pic de libertate în jurul nivelului curent, o opțiune de a reacționa pe termen scurt, un trend, opțiune de a reacționa pe termen scurt în direcția breakout-ului, dar este opțional, și un trend care este alimentat de datele macro de ieri, de poziționarea lui Janet Yellen, încă foarte prudentă Janet Yellen, uh, nu vrea să, să se preangajeze pe ideea unor majorări de dobândă. Pe de altă parte, se știe că Donald Trump a fost foarte critic la adresa guvernatorului Fed și aceasta și-a manifestat dorința de a rămâne până la finele mandatului său, de a continua uh, câțiva ani, cred că până 2019 ar fi, uh, dar, bineînțeles, uh, o abordare amuzantă și ironică a celor de la, de la UBS. Uh, este de a spune că nu este posibil outgoing, este posibil, posibil aproape de, finalul, de final, finalul mandatului său înainte de termen. Asta aluzie, bineînțeles, la, la declarațiile lui, lui Trump pe când era candidat, dar acum ca și președinte nu am văzut referințe la, la aceste aspecte. Va trebui să avem în zilele următoare Circulă destule nume pentru noua administrație. Vom avea însă o formulă mai clar definitivată în zilele următoare și atunci vom începe să primim și declarații și mai multă, mai multă informație referitor la programul viitor. Ce ar mai fi de spus înainte de a merge mai departe? Destul de important și lăsat special pentru final, totuși. 2.32 este, mi s-a încărcat pagina, dar sper că nu s-a mișcat prea mult, 2.32 2, randamentul la titluri pe 10 ani. În creștere, închiderea anterioară 2.28, aici, nu știu, aceasta este închiderea anterioară, ok, linia, linia galbenă, nu e unde apare săgeata. Uh, suntem uh, semnificativ peste aceste niveluri. Deci, randamente mai bune pe dolar. În același timp, Italia uh, Italia ne oferă un randament de 2 pe, pe 10 ani. Creșterea aici nu este o veste bună, nu ajută euro, ci din potrivă este un semnal de tensiune. Toate acestea au lucrat iarăși în defavoarea euro. Um, Întreagă, cât fie spus, uh, uh, anumite, uh, anumite uh, poziții uh, speculative pe opțiuni, pe contracte futures pe euro osd uh, nu indicau ieri, după amiază, o asemenea reacție puternică, o reacție pronunțată, în schimb uh, au... Uh, Uh, au avut o evoluție foarte dinamică ulterior. Deci nu se aștepta neapărat spagea lui 1.06. Uh, văzând uh, cotația când era pe la 1.07, 1.06.80 pe aici, uh, uh, erau uh, valori foarte reduse pentru niște opțiuni put sub 106, 1.06, deci opțiuni de vânzare. Bineînțeles, acum am ajuns uh, acolo. Uh, Futures-ul e un pic mai sus decât spotul uh, și uh, și opțiunile respective au crescut extraordinar. O altă observație, cel de la, de la UBS cu declarațiile amuzante și unul dintre economiștii uh, cunoscuți și, și apreciați, care acum este la UBS Wealth Management, uh, va veni în România la, la gala azealului financiar. Uh, am, am primit o invitație acolo, s-ar putea să, să ajungem și, și noi. Uh, este miercuri acest eveniment, dacă le țin bine. Miercuri sau joi, ar trebui să verific. Nu, cred că este joi. Uh, și uh, poate fi, cred că va fi difuzat uh, un feed de la eveniment și ar putea fi interesant. Bun, uh, întrebări. Ce s-ar fi întâmplat? Nu, ce s-ar întâmpla dacă Merkel nu mai candidează? <laughs> uh, Merkel a primit susținerea lui Obama într-o vizită efectuată la ca un fel de tur de final. S-a întâmplat probabil un efect de repliere a pozițiilor de risc, piețele devin mai prudente, ar fi un efect probabil nefavorabil pe piețele de capital și posibil nefavorabil și pe euro. Așa, așa dulme ca eu. Euro nu ar juca rol de activ de refugiu, ci alte monede. Francul le veți dolarul. Uh, și trebuie să vedem cine ar putea, cine, cine ar putea polariza uh, votul celor non-anti-establishment. Uh, un, vot, uh, un vot echilibrat. Dacă acea figură ar putea fi una puternică, efecte ar fi modeste în piață, dar nu, nu știu uh, cine ar fi acea figură. În momentul de față nu se profilează. Uh, bun. Uh, un uh, dead cat bounce uh, pe Euro CD, ca, uh, ca observație aici. Uh, fără evoluții majore, declarații, date macro, lucruri periculoase dinspre noua administrație în Statele Unite, pare că trendul descendent poate să continue. Ok. De ce totuși bursele cresc dacă randamentele sunt la 2.32? Foarte bună întrebare. Și mai mult decât atât, iată un grafic pe US30 și un grafic pe... US 500. Bursele cresc, deși noi ne-am exprimat că ar fi periculoasă o majorare chiar în zona 225-230 suntem peste. Cresc pentru că întrevă de un efect pozitiv al programelor de stimulare fiscală, cheltuieli de infrastructură și algen de cheltuieli plus tăieri de taxe, ca fiind uh, mai important decât efectul scumpirii finanțării. Cu alte cuvinte, dacă am în ce investi și dacă economia merge bine, nu mă deranjează faptul că dobânzile sunt cu 1-2% mai mari, dacă eu pot investi în proiecte care mi-aduc cu 4-5% puncte procentuale peste randamente peste cele anterioare. Deci, această viziune este cea care, care domină și care face ca să se fi schimbat ceva semnificativ. Față de teama din campania de alegeri a lui, 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 Trump, piețele și-au schimbat radical percepția. Acum se, se văd deja în 2017 cu un program masiv de cheltuieli publice cu, cu ducerea la, 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 bun sfârșit a programelor, a părții sănătoase a programului, Uh, sau poate a părții nu neapărat sănătoase pe termen lung, ci care poate supraîncălzi economia, dar o supraîncălzire înseamnă mai întâi creșterea ale profitabilității uh, și după aceea uh, pericol pentru că inflația nu este de, 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 fapt pozitivă nici pentru, nici pentru acționari, nici pentru uh, consumatori. Dar uh, par a savura anticipativ niște uh, influențe de accelerarea economiei promise în, în campanie. Acesta este motivul. Ceea ce uh, mă pune pe mine în gardă și în mod neobișnuit aș spune așa ceva, mă pune în gardă când urmează o scădere, dar mă pune în gardă la o posibilă apreciere, Iar iarăși disclaimer și aici am niște, niște poziționări mai degrabă ascendente pe SP500, opțiuni pe futures de asemenea este felul cum arată poziționarea sentimentului de, de piață. Sentimentul clienților noștri, nu doar pe România, agregat, este 91% short. Ieri seară, Uh, și asta a fost un lucru bun de, de ieri până, până astăzi. Era undeva la 96% short. Uh, deci undeva spre, uh, codați-l la pe 2084 erau aproape de maxime. Aproape toată lumea este pe, uh, pe, pe short. Bineînțeles, avem procentajul clienților și nu avem neapărat ponderat cu dimensiunea poziției, uh, dar tot este un, este un indicator. În mod normal, un asemenea grafic arată periculos. Piața a mers foarte sus. Și te întreb dacă nu cumva urmează o corecție consistentă. Și ar putea urma o corecție consistentă, Ai avea motive fundamentale nenumărate. Numai că uh, trebuie un, un declanșator. Și mă gândesc care este acest declanșator. Petrolul a crescut și apoi a scăzut, piețele nu s-au dus în jos. Janet Yellen vorbește de majorare a dobânzii, piețele Fed, Fed Funds uh, uh, estimează chiar un pas în, în iunie, nu avem încă acea scădere. Pe de altă parte, autorizația de construcție, housing starts, merg bine, cele de ajutor de șomaj sunt la minime de după 2006. Uh, poate să mai fi avut într-una din ultimele luni o, o publicare mai slabă, dar chiar și dacă am avut relevanța acelui indicator, nu trebuie subestimată. Avem o piață a muncii care duduie. Uh, Multiple riscuri la orizont despre care am atras atenția, când va începe o scădere, să nu... Ne... În general nu e bine să fim lacom, dar când vom vedea o scădere agresivă, când va pierde 1-2% într-o zi, e posibil că în ziua următoare să avem încă pe atât sau să începem sau dacă intra de avem 1-2% scădere și totul se prăbușește în jur, s-ar putea să fie, să fie ziua de ajustare super agresivă. Deocamdată, sentimentul piețelor și nu doar la noi, sentimentul mai multor investitori, nu este atât de bullish cum se întâmplă de obicei în topuri. Or să fie acesta un, un top neconvențional, istoria să se scrie sub ochii noștri, când piețele scade și investitorii sunt pesimiști, de obicei în modul contrar de a vedea lucrurile spune că nu se întâmplă așa, ori piețele de fapt sunt pregătite spre, pentru noi maxime istorice. Și credeți-mă că mi-este greu să spun asta, mi-este foarte greu să am o, o, o poziție ușoară, ușoară, uh, ascendentă, dar... Uh, logica și istoria recentă ne, ne, îndrumă mai degrabă în această direcție. Deci nu mă ar surprinde să avem un, un breakout al, al vârfurilor recente și asta însemna pentru S&P 500 și un breakout la noi niveluri, la noi niveluri istorice. Astăzi sau în zilele următoare. 2192, peste acesta, cred că am vorbit de un 2196 sau 2200 de puncte. Acum, intraday arată destul de, destul de rău. Dacă spargem linia de trend, putem ajunge și la 2171 sau 2168. Mai jos avem 2162 sau 2152. Nu știu dacă am ajunge până acolo. Dacă deja suntem aici, poate să urmeze o corecție mai amplă la 2145-2143. Dar... Uh, eu aș spune că ori piața de aici urmează direct o, o creștere, ori alunecă și se oprește undeva pe 2171. Aspectul tehnic nu este încă de reversare. Aspectul este însă mai mult mai rezervat în cazul pieței germane, care avea un aer foarte fericit în, în deschidere și a pierdut ulterior teren. Pentru că în ciuda abordării rezerv, uh, reticente a lui uh, Mario Draghi, acesta nu a promis o continuare a programului QE și nici mesajele de ieri dinspre Yves Mersch sau despre minutele ședinței BCE nu au deschis această idee. În plus, uh, Europa este și Germania special este mai vulnerabilă din motive discutate anterior. Așa că... Uh, nereușind să, să spargă maximele, piața a ajuns mai jos, dar rămâne în continuare în range. Un suport la 630, un altul la 605, un al treilea la 575. Rezistența ar fi la 693, 732, 767. Ar trebui ca bursele din Statele Unite să meargă foarte bine pentru a trage în afara range-ului piața germană, care altfel este mai, mai lentă. La nivel daily, suntem încă într-o într dinamică în interval, avem acești vorbitori din partea FED care ar putea, cred eu, să remodeleze traiectoria în această dupamiază. În legătură cu, cu piața europeană, sunt puțin mai rezervate decât cea din, din Statele Unite, adică, dacă piața din Statele Unite rămâne în range, bursa germană ar putea la limită să iasă din range și să coboare 50-100 de puncte, adică să meargă sub 605. Dacă avem o creștere ușoară în Statele Unite, doar câteva puncte peste vârfurile de ieri pe S&P, atunci poate să reușim să revenim în jumătatea superioară, dar nu neapărat să spargem. 10.800 în cazul pieței germane. Uh, și dacă mergem bine în sus, uh, poate atunci să atingem 823-885 uh, și în, în Germania. US30. Uh, Bun, văd întrebări despre Auro, să ajungem acolo, dar și GBP și de și dolarien. US30 în range, 812 suport, uh, 790-756 rezistență la 873, 916 și apoi 19.000 de puncte. Un asemenea aspect tehnic este de pauză cu mesaj ulterior constructiv. Un grafic pe care vreau să vi-l arăt neapărat, însă înainte de a trece mai departe, chiar dacă o să mergem foarte rapid peste alte instrumente, este cel al NVIDIA. grafic daily care ne vindecă de ideea că ceva se poate duce prea prea sus și doar pe baza graficului putem spune că ceva a crescut prea mult. A, profituri spectaculoase au dus la acest gap, apoi a, crește spre 80-85, apoi un, a, un acord cu IBM care se adaugă acordurilor cu defunizare a produselor pentru centre de date, a, cu Google și piața a ajuns exploziv mai sus. Acum o închidere precum cea de ieri pare a fi un fel de evening, evening doji star. Dacă piața deschide în scădere și mai ales închide cu un corp al lumânării roșu, e posibil să, să înceapă o corecție. Rezistența dată de vârfurile istorice la 94. Haideți să vedem bidul ar trebui să fie la 94, 77. Deci în acel moment se reia atenția ascendentă. Datele fundamentale au venit din spate, dar poate că e vorba de, de ușor mai mult optimism aici decât ar fi justificat. Însă, în niciun caz nu cred că anticipativ o poziționare gata, doar fiindcă s-a desenat evening star este de, de ajuns. Trebuie ca și piața să meargă ușor în jos și mai ales să închidă în sens descendent, chiar dacă s-ar pierde destul de mult din mișcarea respectivă. Bun. Lira sterlină, am discutat motivele aprecierii recente, însă, în linii mari, piața pe mine nu mă inspiră foarte mult. Uh, pare din nou uh, presată descendent. Uh, avem un suport la 1.24 și apoi la 1.23.84, mai jos la 1.23.50, o rezistență la 24.39, 24.65 și 1.25. Bănuiesc că traseul uh, va fi pe termen scurt uh, în apropierea lui 1.23.80 și cu o încercare de uh, spargere aici. Uh, Cuvintele broadband uh, nu. Nu au avut un efect durabil Ce ar mai fi de spus ieri, datele de retail foarte bune Dar iată, piețele nu sunt convinse Și asta ne spune ceva despre preferința lor pe termen scurt În ceea ce privește săptămânile următoare Din punctul meu de vedere, un risc potențial de, de apreciere este, este prezent În lumina deciziei curții supreme dolar trebuie să contractăm un pic graficul ca să-l să prindem am ieșit din acea poziție pe un stop loss foarte strâns, nu am mai reintrat uh, și acum nu pare a fi cea mai bună decizie pentru că piața a mers ulterior aproape de 111. Uh, Dinamismul este spectaculos și este generat în primul rând de mișcarea randamentelor în, în Statele Unite, dar și de un context uh, favorabil apetitului pentru risc. Deja suntem la o înălțime respectabilă și cred că natural ar fi să luăm cel puțin o pauză și o pauză de la această înălțime înseamnă de multe ori corecții. Graficul daily nu implică așa ceva deocamdată, dar ar, ar fi poate nevoie de o pauză, ceva în genul celei pe care am avut-o aici la 108, deci câteva ore bune, o ședință poate în jurul lui 110-60. Uh, suportul sub 110.43 ar fi 110 și uh, 176, rezistența 111 și 111.48. Despre aur se poate spune că uh, tendința sa descendentă uh, a răzbunat anumite neclarități tehnice anterioare, pentru că aici am spart o linie de trend și a fost o retestare, spargere, retestare, mișcare descendentă. Este și aliniată fundamental cu majorarea dobânzilor. Aici creșterea randamentelor produce victime. Mai poate ajunge la 1170, o întrebare, sau conferința de ieri deja a dus la includerea în preța majorării de dobândă. Graficul este, este destul, de, destul de sever orientat descendent și tehnic există un, există un pericol de a merge sub 1200. Acum 1170 este totuși la o distanță apreciabilă. Eu aș avea în vedere mai degrabă dacă spargem uh, 1200, mai întâi 1190. N-aș spune că uh, va fi foarte ușor să treacă acolo. Cred că uh, un comportament uh, al, al aurului recent ne uh, arată mai degrabă potențial de a merge sub 1200 și poate la limită, poate la limită chiar spre 1170, pentru că a reacționat în continuare slab la, la lucruri care nu sunt neapărat foarte surprinzătoare. E drept câteva date macro foarte bune. Dar pe termen foarte scurt, 1170 mi se pare îndepărtat. Chiar dacă piața are aparent tentația de a merge sub 1200, are niște, niște bariere până acolo. 1190, 1183 și abia mai, mai apoi 1170. Dar dacă vorbim de sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie, este posibil să ajungem și pe acolo. Bun. De ce nu am avut o creștere măcar peste 1,25 pe 1, pe GBP, după retail 6 de 4 ori mai mare decât așteptările, pentru că s-a dus spre 1,25, pentru că este greu să te lupți cu dolarul cu asemenea, cu asemenea randamente și pentru că piețele consideră, ca la fiecare din ultimele raportări bune macro, că datele doar arată o situație din trecut. A, ah, și un alt aspect important, dacă te uiți la structura retail sales, multe, multe, din achiziții au fost achiziții de îmbrăcăminte, pentru că a fost o vreme mai rece decât, decât de obicei și achizițiile de, de haine au propulsat masiv retail-ul. Și probabil achizițiile de haine și ale nerezidenților, iarăși. Nu, nu se insistă suficient pe asta. Efectul nu e neapărat proiectabil în viitor și piețele sunt foarte mult atente la viitor. Asta e percepția lor și cred că de asta nu, nu s-a simțit mai mult. Bun. La aur să dăm totuși, să-i dăm totuși o, și o mică șansă. Dacă se întâmplă să recupereze, avem un 1211 și apoi 1220 niveluri de rezistență. Petrolul WTI, spectacol ieri, a mers spre 47, a, promisiuni de acord, de înțelegere, a, după aceea discuții că mai degrabă vorbim de o înghețare a producției. E, e, e un, un spectacol cu mari influențe declarative din partea unor figurche și de aceea destul de greu de stăpânit. A, am spart odată cu episodul de apreciere a dolarului linia de trend și ne-am stabilizat undeva în jurul lui 45-50. Acum, pe termen scurt, dacă depășim 45-75 din nou, avem un 46-22. Sub 45-16 avem 44-66 și 44-15. Nu am o sugestie clară sau o idee clară legată de petrol. Din punct de vedere fundamental, cred că riscul este să fim un pic, uh, un pic prea sus, pentru că mai avem până la întâlnirea adevărată a OPEC și nu discuții parțiale uh, din, uh, de la finalul lunii și uh, aceste promisiuni, că de data aceasta chiar ne înțelegem, uh, parcă nu mai au aceeași consistență pe care a avut-o înainte. Trebuie să să vedem fapte. Și declarațiile pot să aibă efecte pozitive pe termen scurt, chiar spectaculoase, dar nu știu cât de durabile. Deci, aparent, eu aș sta puțin în afara pieței sau aș fi, sau aș fi mult mai atent la, la, dinamica, la dinamica pe termen foarte scurt și tehnic, cu stop loss-uri strânse. Bun, dolarul australian e mult mai, mult mai interesant. Există o evoluție spectaculoasă aici, de ordin tehnic și condusă de dolarul american. Ieri, în sesiunea de ieri, am spart 74,65, avem o țintă mai jos la 74,37. Dacă mai, mai proiectați ținta o dată, am obține niște niveluri atinse, dacă mai face încă o dată și uh, și au fost atinse. Și ce este mai uh, mai spectaculos e faptul că piața în continuare are uh, un aspect descendent. Deci este, este o problemă, în sfârșit, piețele au început să și dea seama. Uh, cred că dolarul 1 se apreciază și 2 dolar Yuan continuă să crească. 6.8865, ultima valoare, cu 0.24% mai mult. E, e o mișcare serioasă și severă acolo. Așa că chiar și dincolo de așteptările mele a pierdut dolarul australian, care nu e salvat de faptul că bursele sunt relativ stabile. Posibil să mai fie și factori specifici pentru, pentru AUD, deși l-am văzut pe low relativ senin în legătură cu economia. Totuși, ceva probabil că se mai întâmplă aici, pentru că mișcarea e destul de, destul de serioasă. Dacă spargem, de obicei în astfel de perioade există, există ricoșe spre linia de trend, dar dacă spargem direct, fără, fără un ricoșe colectiv, zona 73-70, trebuie să căutăm nivelul următor de suport. Și care ar fi acesta? Ar fi undeva, undeva cam pe, pe aici, pe la un 73-50 l-aș vedea eu. E o alegere personală, luând, retezând câteva umbre și luând câteva niveluri de, de suport pe aici. Foarte E de fapt un interval aici de câțiva pips, dar un interval centrat pe 73.50. 50 Linia de trend conferă rezistența cheie la 74 și apoi 74-17. NZD arată mult mai bine. Am avut o alunecare pe parcursul sesiunii de ieri, dar Noua Zeelandă nu resimte aceleași presiuni descendente. Haideți să verificăm în calendar să ne asigurăm că și în acest calendar nu există date majore. Totuși, perspectiva este, este mult mai bună. Să fie vorba de aspecte de ordin fundamental recent de acele creșterea ale GDT-ului sau sau aspecte din economia reală. Până la urmă nu am mai văzut raportate datele din datele de retail, a apărut un decalaj în urma în urma acelui cutremur mai, mai pronunțat, din Noua Zeelandă. Deci, n-aș putea detecta în mod precis motivul acestei performanțe relative mai bune a NZD-ului față de AUD, dar din moment ce piața este sensibilă la, la acest decalaj, putem presupune că îi va fi mai ușor NZD-ului să marcheze o corecție pozitivă. Încă nu este sigur acest lucru, dar peste 70-35% se poate ajunge undeva către 70-54. Dacă avem o închidere pe H1 peste 70-35, linia de trend sau 70-54 mai înainte ar putea fi validată, însă tendința rămâne ulterior descendentă. Deci, NZD-ul puțin mai, mai stabil. La finalul sesiunii, atunci poate să fie interesant, pentru că dacă suntem în... Jumătatea inferioară a candlesticului anterior, deci sub 70-48, există un risc descendent. Dacă suntem peste, prima misiune a cumpărătorilor va fi să retesteze această linie și probabil în sesiunea următoare să atingă deci 70-70. Bun, haideți să mergem la Euroron, 452 nivel de rezistență. Nu am mers peste acesta și viața pare ușor plictisită. Să fie aceasta ocazia pentru ca leu să profite de oportunitate și să se aprecieze, ar putea fi o șansă pe termen, pe termen scurt. Am avut astăzi niște date despre locurile de muncă vacante, cu 0,11 puncte în creștere în T3 față de T2, o cifră pozitivă. fără prea multe noutăți, piața nu are motive să se miște. Noutăți mă refer la cele legate de legile din sectorul bancar și de, de bugetul pentru anul viitor. În fapt, însă, persistă pe termen mediu riscurile descendente la adresa leului. Peste 452 putem avea în vedere un 453 sau 54. Dar pentru sesiunea de astăzi, suportul la 4.5088 e atât de aproape încât ar putea fi mângâiat, iar mai jos suportul se regăsește la 4.50. Ca idee, astăzi, deci, discursul ale banchilor centrali și mai ales să vedem dacă ajustările actuale din piețele de capital sunt de natură durabilă sau prefigurează corecții mai pronunțate sau rămânem într-un range, un range care ar, ar constitui o bază pentru, pentru, creștere. Acest aspect este interesant. De asemenea, EURUSD mi se pare de monitorizat pentru că ce se întâmplă aici este destul de relevant dacă ne gândim și la timeframe ul mai larg. Această structură majoră poate produce dislocări semnificative dacă mai alunecăm chiar și puțin relativ puțin de aici. Mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare și un weekend plăcut după aceea. Toate cele bune, pe curând. La revedere!